Tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Aici sunt eu și am să vă prezint mai exact 20 de lucruri pe care nu le știai despre Brawl Stars. Și vreau să vă mai dau încă un anunț. Dacă ajungem la suma de 100 de abonați, o să aveți o surpriză. Și e o surpriză bună. Și vreau să vă întreb, de ce nu dați comentarii? Adică eu mereu spun să dați comentarii, pentru că nu e ceva rău. Adică eu le citesc pe toate, iau în considerare toate părerile. Așa fac și pe TikTok. Apropo, Bianca Dix pe TikTok. Așa. Și m-am gândit să mai comentați un pic, adică să-mi spuneți dacă sunt adevărate sau nu lucrurile din videoclipul de astăzi, spre exemplu, sau alte lucruri. Pentru că nu prea setez multe videoclipuri ca fiind destinate copiilor și sunt permise comentariile. Sau de obicei nici măcar nu le setez. Ok, deci să începem. A, și îmi pare rău dacă se aud sunete, dar am decis să filmez afară pentru că în casă este foarte cald. Așa. Daryl are cuțitul lui Crow înfipt în spate. Cu star power-ul lui Dynamite de a sări, puteți să sări peste ziduri. Hai să vă demonstrez și treaba asta. Te venim aici. Cam așa ceva merge. Doar că nu am sărit cum trebuie. N-am sărit eu cum trebuie, dar în orice caz merge. Dacă mă întrebați pe mine. Merge. Și să vedem ce se întâmplă dacă ne dăm superul. Vede, nu o să stau un match întreg după chestia asta. Chiar acum o voi încerca. Hei, Piper, lasă-mă în pace, Piper. Nu, ups. Nu știu ce se întâmplă la super, să testați chiar voi ce se întâmplă dacă vă dați superul. Așa, să testăm. Și sărim mai mult la super. Am ghicit. Dacă măriți telefonul lui Ems, îl puteți vedea pe Poco. Sau puteți să-l vedeți și așa, doar că e un pic cam greu. Să faceți o captură de ecran și să o măriți. În poza de profil, Max are 3 dinți, dar când o selectezi, are 4. În poza de profil, Jean are 2 dinți, dar când îl selectezi, nu are niciun dinte. Când Jean își încarcă hitul, își lovește de fapt lampa. Ați văzut? Își lovește lampa foarte urât din partea lui. În poza de profil, Penny are o gură la craniu, dar când o selectezi nu mai are acea gură. Majoritatea brawler din joc au un X, dar Piper are un egal. Ce înseamnă asta? Din nou la update, pensăm s-a schimbat și nu mai are tatuajul cu referire la tureta lui Jesse. Dar tot are o referire la Jesse. Și are un breloc în forma luxatului său. Bun, Pam! Frank are un tichet pe ciocan. Dacă îți dai superul lui Bea, Albina nu-ți va mai apăra cât timp reacționează superul. Uitați, nu mai Albina. În joc sunt urmărate tipurile de assassin. Dashing Assassin, La Crow, un Toxic Assassin, și nu mai știu la care brawler, nu mai știu exact, dar în orice caz mai era un asasin pe aici. Tureta lui Jesse se numește Scrabby. El primo are o mască lipită, nu asta este fața lui, putem vedea că are scoci. Așa e și în cazul lui Mr. P, nu este un pinguin, doar are o mască lipită. Brawlerii care sunt oameni au un tip pe ureche. Baby are ceva pe jachetă, la fel ca Bull. Și Crow. Dar sunt în cluburi diferite. Jackie are lama ochelarilor albastră în profil. Dar când o selectez, acesta este roz. Daryl are o pană roz. Ce o înseamnă asta? Poate că are o soră? Nici acum nu scăpăm de X-uri, iar pe sticker-ul lui Burley sunt 3 X-uri. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Și să nu uitați să vă abonați, să dați un like și să dați un follow.
Și cum v-am spus, la 100 de abonați vă va aștepta o surpriză foarte mare. Deci, cea mai mare din istoria canalului și, ca să spun așa, am un indiciu, e legat despre mine. Și o să se întâmple ceva wow. Deci, ok, da. Și, nu știu dacă mi-au și 20, sper că le-am numărat bine. Și să-mi spuneți voi. Pa!